Coloseni, capitolul 3. Versetele de la 1 la 17. Coloseni, capitolul 3. Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi, odinioară, când trăiați în aceste păcate, dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Astfel dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii, pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să lucrească din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Amin. Doamne, în această dimineață am dorit să ne înveți Tu cum să trăim având gândire cerească, cum să ne omorâm pornirile firii, cum să lăsăm Duhul Tău să stăpânească în inima noastră. Foarte grea lecție, pentru că ne recunoaștem falimentele, slăbiciunile, avem nevoie de aceea de asistența Duhului Tău, care să ne aducă viață, viața care biruie moartea, puterea care biruie păcatul. Suntem gata să ne vorbești, începând cu mine, și să plecăm de aici îmbogățiți, înarmați, ca să știm ce să facem, ca să trăim și noi cum a trăit Hristos. În numele Lui ascultă-ne și în puterea Duhului ajută-ne. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. De
despre mortificarea păcatului. În această dimineață, Coloseni capitolul 3, cuvântul acesta, mortificare, să nu vă sperie, să nu vă inducă așa un sentiment de priveghi, deși ar trebui din când în când să celebrăm cumva că un păcat a murit în viața noastră. De când ai sărbătorit, de când ai avut un priveghi spiritual? Nu-l poți avea dacă n-ai avut un deces, o moarte. La aceasta ne cheamă Apostolul Pavel astăzi. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Cuvântul mortificare este un cuvânt potrivit. Se găsește în dicționarul limbii române, se folosește rar. Vine de la moarte, vine din latină și se referă la acest proces de omorâre, de a distruge, de a anihila păcatul în viața credinciosului. Aș vrea cumva să intre acest cuvânt în vocabularul nostru mai des de astăzi. E greu să găsești un termen sinonim pentru acest proces de omorâre a mădularilor, că îți vin tot felul de idei. Da. Cum adică? Dacă un mădular, un organ din corpul nostru te duce la păcat, îl tai? Cum, ce faci? Îl operezi? Deci, poate să te inducă în eroare, dar cuvântul mortificare e mai precis, mai corect, pentru că nu despre asta este vorba aici. Este vorba de un proces de a te lepăda de anumite păcate, fapte ale firii tale. În paralel există un alt verset unde Apostolul Pavel din nou folosește ideea, în Romani capitolul 8, versetul 13, unde el scrie: dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Aceeași idee. N-am mai predicat niciodată despre mortificare. E greu să predici dacă nu ai ceva experiență. Apostolul Pavel, sunt convins că avea ce spune aici. Și toți cei care am realizat cândva în viața noastră magnitudinea păcatului, cât de rău e păcatul în noi. Deci unii dintre creștini nu pot să înțeleagă un astfel de mesaj, pentru că n-au avut niciodată această experiență a transformării în viața lor. Nu poți avea această schimbare de gândire, de atitudine, intrarea în luptă spirituală, dacă nu ai realizat că ești păcătos. Am stat de vorbă cu mulți tineri de noștri născuți în familii de credincioși, botezați la rugămintea părinților sau bunicilor, și care mi-au spus, n-au trăit niciodată sentimentul păcătoșeniei. Nu s-au văzut niciodată așa, chiar așa păcătoși. Sigur că nu vei înțelege cât de mare e mântuirea, dacă nu înțelegi cât de mare ți-a fost păcatul. N-aș vrea să dramatizez astăzi, nici să fiu foarte apologetic, rațional,
prezentare. Dar după 10 de ani, nu, de credință, mă lupt cu păcatul în continuare și mă voi lupta până când am firea aceasta în mine. Nu cred în perfecționism, adică pretenția ca cineva să fie atins un anumit grad de sfințenie în care să nu mai poată păcătui. Pe când ți-ai dat seama, deja ai păcătuit. Cel puțin prin mândrie. Bun, uitați cum ne vom uita la acest text. E foarte bogat, dar trebuie să-l simplific, să aduc ceva nou, eu cred, esența luptei noastre. Evident, acest pasaj are două părți, primele patru versete sunt, au de-a face cu gândirea creștinului, o gândire cerească. Pavel chiar asta spune, umblați după lucrurile de sus, gândiți-vă la lucrurile de sus și ne dă argumente de ce. Cum să, adică să-ți formezi o gândire de perspectivă, să numesc. Gândirea cerească, nu, să nu credeți că, știu eu, un element haric așa a pătruns undeva noi în creierul nostru. Nu e vorba de o substanță aici, e vorba de credință, e vorba de o realitate care însă are efecte și efectul este să ai o gândire de sus în jos. Perspectivă, panoramă dacă vreți. În care te uiți la viață nu de jos în sus, ci de sus în jos. Asta vrea Apostolul Pavel să facă și nu numai în textul acesta. Și în alte epistole el căuta să ne ridice deasupra problemelor ca să le poți stăpâni. Da? Asta înseamnă să te gândești la lucrurile de sus. Suntem, așa după cum știți, în partea a doua a epistolei către Coloseni, parte practică, și apostolul, zic, așa începe, dacă nu vei gândi corect, nu vei trăi corect. Dacă nu ai doctrină corectă, nu ai etică corectă. Tu aștepți să te schimbi, dar s-ar putea strategia ta să fie greșită. Și până să realizezi asta, știu că te doare, după ani și ani de credință, zeci de ani, să realizezi că toată viața ta de credincios ai trăit-o strategic greșit. Sau, știu eu, parțial, incomplet. Aici e frumusețea, știți, când ne strângem la închinare, ne învățăm unii pe alții să descoperi și ce ai făcut greșit. Și să accepți asta. E un act de smerenie, dar care te va mântui. Te va ajuta. Întâi de toate, trebuie să avem perspectiva de sus. Să fii orientat, să fii controlat de gândirea cerească. De aceea Pavel, când vorbește practic, spune, știți cum e? Ca la botez. Tu vrei să scapi de anumite vicii în viața ta, cum ar fi mânia, vrășmășia, răutatea, clevetirea, vorbele rușinoase. Bun, e bine că vrei să te lași de ele. Dar înțelegi procesul, înțelegi ce așteaptă Dumnezeu, ce trebuie să faci tu. Dacă nu te uiți de sus, nu vei înțelege. Ai înțeles întâi că tu ai fost botezat. Ceva a murit, ceva s-a născut în tine. Ceva, tu ai murit împreună cu Hristos și ai înviat împreună cu Hristos. Deci tu nu ești singur în toată lupta aceasta. Strategia ta înseamnă că a fost greșită când ai încercat singur. Ai crezut că citind anumite cărți,
mergând la studii, preluând ideile unor lideri, predicatori, va fi soluționată problema. Te ajută. Toate sunt bune, sunt surse importante, dar problema e în gândirea ta. E aici. Cum îți gândești această luptă spirituală? Și metafora botezului e importantă. Ceva a murit. Ai primit o viață nouă. De aceea și cealaltă metaforă cu trebuie să te dezbraci de lucrurile pământești, să te îmbraci cu cele sau cu omul cel nou, da? Este la fel de puternică. Și ajungem la miez, pentru că toate acestea sunt pregătitoare pentru subiectul cheie aici, versetul 5. Omorâți mădularele voastre. Ați intrat într-un proces de mortificare, de omorâre. Și despre asta zic, vreau să vorbesc mai mult. Primul principiu pe care l-am simplu dedus de aici este acesta, că mortificarea e determinată de o gândire cerească. Așa înțeleg eu. Pavel spune, omorâți mădularele voastre pentru că, și ne spune, dacă umbli după lucrurile de sus, dacă te gândești la lucrurile de sus, dacă înțelegi că viața, tu ai murit și viața ta e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, atunci vei începe corect să lupți împotriva firii tale. Întâi, plasează-te corect în economia planului lui Dumnezeu. Trebuie să ai o gândire schimbată. Din această perspectivă, lupți. Aceasta înseamnă să te uiți la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, adică să-ți fie prioritare. Mă gândesc la Apostolul Pavel. Ce, vă dați seama ce schimbare dramatică a fost în viața lui? Să fii tu și politic, cred că a fost bine poziționat, să fii un învățat în sistemul evreiesc. El vorbește despre aceasta și ne spune cum a avut loc metanoia. Că despre asta e vorba aici. Metanoia. Filipeni 3, versetul 4, spune el, eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Da? Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Și vă aduc argumente. Eu sunt tăiat în prejura 8-a zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin. Evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Wow. Asta da. Ai cu ce să te lauzi, Saule. Așa îl chema înainte. Și acum vine schimbarea, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și de acum am alte obiective. Uitați cum gândesc eu, spune Pavel. Am următorul obiectiv. Să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. O schimbare de gândire, adică dintr-o dată nu mai ai vreau să fiu cel mai bun, vreau să am o imagine bună, vreau să știe toți de unde mă trag, da? Vreau să știe toți cum trăiesc de fain, de neprihănit. Dintr-o dată spune, obiectivul vieții mele este să cunosc puterea învierii în viața mea. Să cunosc părtășia suferințelor.
Asta e minunat. Vedeți cum și-a schimbat gândirea? Limbajul e diferit, conceptele, nu? Direcția vieții este diferită. Asta înseamnă că el, când se uita la viața lui, se uita din perspectivă cerească. Deci se uita prin alte valori. Da? Se uita prin perspectiva obiectivului. Hristos e totul pentru mine. Da? Pentru el fac toate, am pierdut toate, dar pentru el, uite, el este centrul vieții mele. Asta da convertire. Asta ar trebui să auzim de la cei care, pe care îi botezăm. Asta ar trebui să auzim de la tine, în care să spui, ăsta e obiectivul vieții mele. Nu când ne întâlnim să ai doar obiective lumești. Ce ai mai cumpărat? Cum? Nu cum? Așa, ce? Ai făcut aia? Ai... Noi suntem aceștia. Bine, nu spun că la fiecare dialog să plutim, să avem numai stări din astea de extaz spiritual și nici chiar așa, să păstrăm realismul. Dar nici să treacă timp, ani, zile bune în care să nu vorbești lucruri duhovnicești. Să nu știi ce să vorbești. Să când te întâlnești cu cineva, să nu poți să spui, am citit o carte bună care m-a ajutat. Sau am văzut un film bun creștin care m-a ajutat. Trebuie să completez și acum. Nu? Perioada cărților e completată acum de filme. Ce să faci? N-ai ce faci, nu? Îmi spunea cineva că undeva pe aici, prin Arad, la priveghi, cei care intră în casa celui care a suferit spun ce să-i face. Cei care ies spun, n-ai ce-i face. Cam genul ăsta de limbă. Foarte reducționist, așa, foarte minimal, dar spune mult despre cum gândim viața. E realist, nu? N-ai ce-i face. Nu cred că Apostolul Pavel, zic aici, despre el, sau întorcându-ne acolo, se vrea să ne ridice așa la un standard mistic, ascetico, mistico, extatico, spiritual, nu știu. Nu e stilul lui, el e foarte înrădăcinat în chestiuni practice, ați văzut. Chiar dacă vorbește despre taina lui Dumnezeu, despre ce a făcut Hristos pentru noi, cum ne-a eliberat, cum avem totul de plin el, toată plinătatea lucrurilor, el imediat zic vine la practic și zice, acum omori mădularele tale, care se luptă în firea ta. Sigur, vorbirea noastră, gândirea noastră trebuie să fie marcată de caracteristicile lucrurilor cerești, lucrurilor duhovnicești. Există realități dincolo de ceea ce trăim imediat, de ceea ce auzim, mirosim, pipăim sau gustăm. Există o realitate reală, nu e o iluzie. Este ceva, adică ce corespunde realității adevărului. Asta înseamnă când spui că ceva este realist, adică corespunde cu adevărul, corespunde cu ceva ce există. Și asta e rugămintea Apostolului Pavel. Gândiți-vă la lucrurile acestea, gândiți-vă ce a făcut Hristos pentru voi, cum a înviat pentru voi, cum a murit, a fost îngropat, a înviat, s-a înălțat. Ei, toate acestea sunt și pentru voi, voi sunteți legați de Hristos. De aceea, această perspectivă sau această bază doctrinară să nu vă lase niciodată. Tu faci ce faci pentru că ai o credință. De exemplu, nu-ți vine să ierți pe fratele tău, că așa spune la un moment dat, da? Despre iertare, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. De ce? De ce să te iert? Nu? Că unii se simt chiar bine să îl aibă pe altul la rânză. Adică, știi ce înseamnă asta? Să stea acolo, se simte bine, că îl domină. Dacă mi-ai greșit, eu am impresia că
îți voi da iertarea sau nu. Asta înseamnă că te domini, te stăpânezi, te controlezi spiritual și tu știi asta. Și unii au satisfacție în asta. Nu-ți dau iertarea încă. Să vedem, adum dovezi. Știți? Și așa ne purtăm unii cu alții. De parcă așa se poartă Dumnezeu cu noi. Pentru că ăsta e argumentul lui Pavel. Spune, cum se poartă Hristos cu tine, Dumnezeu cu tine? Te-ai iertat, așa-i? De aceea trebuie să-L ierți și tu. Nu pentru că ai tu puterea să ierți, pentru că tu extinzi în celălalt iertarea lui Dumnezeu. Tu n-ai niciun merit să ierți. Dumnezeu iartă. Tu ce faci? Crezi spațiu, da? Spațiu, loc de iertare. Extinzi acolo iertarea pe care tu ai primit-o de la Dumnezeu. Și El trebuie să știe asta. Bun, vedeți ce înseamnă să ai gândire cerească. Da? De ce să ne iertăm? Păi din cauza asta, că am fost și noi iertați de Dumnezeu. Ce frumos. Bun, dar acum trec la miez. Al doilea lucru pe care îl învăț din text. Ce-i mortificarea aceasta? Deci întâi, vedeți, este urmarea unei gândiri diferite, unei gândiri cerești. Tu începi să omori păcatele din tine, pentru că gândești altfel. Poți să stai în ele, în păcatele acelea, poți să te joci cu ele, da, pe mejdia spirituală, sau să lupți contra acestor porniri ale firii. Și iată al doilea principiu, și important. Mortificarea e un proces de slăbire și biruință asupra puterii păcatului. E un proces. Un proces prin care tu slăbești puterea păcatului în viața ta. N-am spus și nicăieri nu se spune că vom scăpa total de păcat. De aceea trebuie să fim echilibrați. Realiști. Nu, sigur că vorbele astea din noi, ce mai faci, slavă Domnului, mai mult decât bine, nu știu, avem noi expresiile noastre. Astea sunt triumfaliste, nimeni nu le crede. Da. Îmi place de răspunsul fratelui Beni Fărăgău, când el e întrebat ce mai face, răspunde, mai bine decât merit. E mai realist. Dar să fii triumfalist, așa, e jenant. Și cred că și îngerii se jenează când răspundem așa. Cum să spui că de la bine în sus, dar cum e aia? Că vrei să-mi spui că nu mai ai nicio problemă cu păcatul? Asta vrea să spună principiul că mortificarea e un proces de slăbire a puterii păcatului în viața ta. Asta e primul lucru. M-am uitat și la alte traduceri ale acestui verset 5 din capitolul 3. Omorâți mădularele voastre. O traducere, chiar ortodoxă, credeți? Nu, iertați-mă, e catolică. Spune, amorțiți membrele voastre cele de pe pământ. Cum sună? Dar poate cea mai bună este, dați morții tot ceea ce aparține firii voastre pământești. Asta prinde adevărul mai bine. Cum să dai morții anumite păcate, pornire ale firii tale? Vedeți, aici Pavel vorbește credincioșilor. Numai ei pot înțelege acest proces. E o poruncă. Omorâți mădularele voastre. Nu e o opțiune. Dar e însoțită întotdeauna de o promisiune, cum spune Romani 8. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Viața e promisiunea. Viața din plin, viața spirituală biruitoare. De aceea Pavel aici folosește imaginea cu cei doi oameni, vechi și nou. Păcatul din noi e comparat cu un fel de ființă vie în noi. Da. Cineva i-a spus un câine. Zice că noi, firea, funcționează ca un câine în asta care latră, cere. Și sunt doi în noi. Unul bun, unul rău.
Cineva a întrebat un duhovnic, mi-amintesc așa, parcă un indian era, că cine va învinge? Cum să faci să învinge? Păi zice, va învinge cel pe care îl hrănești mai bine. Ați știut. Dar practic cum vine asta? E întotdeauna acolo. Hai să nu numim câine, să-l numim sine. E ceva din noi, partea aceea care n-a murit încă, parte din firea pământească, care se luptă să ne subjuge, să ne domine. Păcatele acestea, știți cum funcționează, prin a-ți sorbi puterea spirituală, vigoarea, ca să nu te bucuri de viața duhovnicească. Ceva trebuie făcut. Aceste păcate, aceste vicii, spune Apostolul Pavel, sunt în noi, locuiesc în credincioși. Acționează în așa fel încât să mobilizeze faptele firii. Caută să ne distrugă, sufletește. Și trebuie să facem ceva. De ce nu omorâm aceste fapte ale firii noastre? De ce nu facem ceva? Mi-amintesc de un puritan care spunea că sunt două motive. Primul motiv este ușurătatea cu care privim păcatul. Pentru că dacă chiar nu îl iei în serios, nu vei lupta serios. Și e vorba aici de chestiuni nu foarte mari. Pentru că noi dăm impresia aceasta că nu sunt eu chiar așa păcătos. Puțin, așa. De gustibus. Așa câte un pic gustăm, să vedem cum e. Suntem degustători de păcate. Nu, noi nu mâncăm. Noi numai așa le gustăm. Și creștinii fac asta. I-ați auzit despre unii tineri, copiii noștri ne spun asta. După ce ani de zile vin, se închină cu noi, știți ce ne spun? Vreau și eu să văd cum e în lume. Vreau să gust eu și să mă pochesc singur, să vreau să... Da, vrei. Asta de fapt vrea să spună. Și nu știi dacă îl vei birui sau nu. Naivitatea aceasta ne costă. Naivitatea de a privi păcatul ca ceva ce îl putem controla. Nu va fi așa. Îmi amintesc că eram tinerel, copil, după aceea am realizat mai târziu următoarea problemă în viața mea. Tatăl meu folosea alcool, dar era devenise bețiv și am văzut ravagile pe care le face această patimă. Și așa, în naivitatea mea de atunci, am spus, dacă cumva eu seamăn cu tatăl meu, dacă cumva și eu când mă apuc să gust, voi sfârși ca el. Și am luat hotărârea de tinerel, să nu pun alcool în viața mea. Nici nu mă interesa argumentul teologic, că nu mă gândeam eu atunci ce scrie acolo, ce argumente sunt. Și m-am uitat la firea mea. Și am zis, dacă eu seamăn cu tatăl meu, dacă voi fi ca el, nu vreau asta. Și am luat eu hotărârea, în viața mea nu pun alcool în gură. Și Dumnezeu m-a ajutat până acum. Doar vinul de la cina Domnului. Deși unii m-au bănuit că folosesc. Am avut sigur că momente și eu de extaz, de bucurie. Asta, ca și la, că vin rusalile, da? Ca și în fapte 2. Păi, oamenii ăștia zice, ce-i cu ei? Da, au crezut că... Nu. Dar este important asta, cât de mult te cunoști tu pe tine, firea ta. Dacă vezi anumite slăbiciuni, ai tăi, s-ar putea unele să le moștenești, să nu scapi de ele toată viața. Ce foarte greu să recunoști asta. Sau când vezi la copiii tăi, că au aceleași apucături, înclinații pe care le-au avut tu cândva.
sau ai tăi. Și zici, parcă e un blestem asta, se lipește de familia noastră. Vine din fire, să știți. Se știe lucrul acesta, anumite chestiuni, slăbiciuni, să le numim, se transmit. Asta nu e o justificare, să spui, n-am ce face. Vedeți? Și ei sunt de acord. Dar este, adică, ce înseamnă să dai vina acum pe ce ai moștenit, pe temperament, așa sunt eu, e o atitudine de ușurătate, de superficialitate față de păcat. Înseamnă că nu-l vei lua niciodată serios. Ia să-l iei tu în serios. Când vezi că deja sunt semnele patimii în tine, fii foarte serios. Nu-ți vor spune alții, dar tu știi asta. De aceea nu luptăm. De aceea nu luptăm să omorăm aceste porniri, înclinații păcătoase pe care le recunoaște. Pentru că suntem ușuratici. Fără disciplină nu vei putea face nimic bun în viața asta. Al doilea motiv este împietrirea. E posibil să fii ajuns deja la o stare de împietrire a inimii în care să crezi că ești suficient de bun, ești tolerant cu anumite chestii, dar de fapt este auto-înșelare. Și nu numai că te înșeli pe tine, îi înșeli și pe ceilalți de lângă tine. Acestea sunt cele două motive pentru care nu știu de ce nu luptăm. E un proces, e o luptă. Ce înseamnă această luptă, mortificarea? Este un scop al oricărui creștin să ucidă pornirile păcătoase din el. Să ucidă puterea păcatului din el. Nu vei putea stârpi total păcatul. Dar în fiecare zi, dacă te lupți, disciplinat, cu sârguință, vei vedea că puterea păcatului va slăbi. Și uite-te, de exemplu, câte victorii ai avut asupra acelui păcat și câte înfrângeri. Când victoriile sunt mai multe decât înfrângerile, ești pe direcția bună. Sigur, anumite păcate sunt dislocate imediat, când Dumnezeu poate să-ți dea putere. Am întâlnit astfel de oameni, chiar de curând, un fost bărbat așa, pătimaș, cu multe avea. El mi-a spus, zice, în ziua când m-am convertit și mi-am predat viața Domnului, zice, n-am mai făcut anumite păcate. A făcut altele, sigur. Dar poți, nu spun. Dar, înțelegeți, lupta e amplă, vine cel rău, știe cum să vină la noi. De aceea trebuie să lupți împotriva, să te decizi să declari război anumitor păcate din viața ta. Omoară păcatul sau te omoară el pe tine. Nu este joacă, nu-i negociere aici, nu-i puzzle. Pentru că fiecare păcat te slăbește sufletește, îți înnegrește sufletul, îți aduce tulburare. Nu poți să te bucuri de viață, nu mai ai resurse. Ce-ar fi să începi să declari astăzi război anumitor porniri păcătoase din viața ta? Aș vrea însă ceva să spun din nou aici, să clarific ce nu este mortificarea. Mortificarea nu înseamnă că vei putea distruge complet păcatul din viața ta. Pentru că nici tu nu poți oricum. Dar anumite păcate vor fi distruse, anihilate. Însă suntem realiști. Al doilea lucru, nu înseamnă că vei putea să practici anumite păcate totuși, dar biruiești în altele. Nu asta înseamnă mortificarea, să ți se dea ușă de retragere. Nu înseamnă, de asemenea, mortificarea să fii un fel de sedat spiritual.
așa, inofensiv. Nu, nu, este o luptă, e un angajament. Ce înseamnă practic? Este această concentrare, disciplinare a voinței cu ajutorul Duhului Dumnezeu, pentru că singur nu poți, ajutorul cuvântului și toate mijloacele acestea ale Harului prin care să slăbești puterea și prezența păcatului în viața ta, înregistrând biruințe spirituale noi. Veți spune că nu sunt prea radical, că ar trebui să fiu mai radical, așa cum a fost Sadhu Sudhan Singh și alții care declară așa. Eu nu așa văd. Chiar și Apostolul Pavel, mi se pare că Apostolul este foarte echilibrat, știți, când spune, uitați-vă, era de ceva ani apostol deja, da? Era apostol. Acum te aștepți, nu? La un om al lui Dumnezeu care lucrează tot timpul cu Duhul lui Dumnezeu, prin care Domnul făcea minuni, da? Minuni! Vindecări! Evanghelizări mari! Să zici, măi, ăsta da, nu se lipește niciodată păcatul de el. Iată ce spune Apostolul 1 Corinteni 9, versetul 24. În termeni sportivi, nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște, probabil lupte greco-romane, se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Din nou, perspectiva cerească. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Da. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu. Despre asta e vorba. Iată că venim la concret. Mă port aspru cu trupul meu, că de acolo pornesc toate păcatele. Și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însum să fiu lepădat? Un apostol? N-ați auzit de mari predicatori care au căzut în tot felul de păcate? În generația noastră sunt. Parcă sunt mai mulți. Sau noi ajungem la informații mai ușor. Totdeauna a fost așa. Cine nu e disciplinat, cine nu e serios, va cădea, să știți. Și foarte dureros. Foarte dureros. Îmi povestea chiar prietenul meu, Radu, de un fost profesor de-a lui, Vechiul Testament, în Anglia. Căsătorit cu fete mari. Era un predicator excelent. Excelent, deci se umplea biserica, venea el, plin de studenți. Într-o zi anunță, e homosexual, se retrage cu partenerul lui undeva în nordul Angliei și lasă familia tot. Catedra. A fost șocul vieții pentru mulți. A ascuns acest păcat în viața lui. Și continuă să scrie. Și unii citesc cărțile, articolele. Când ești ușuratic, când ești disciplinat, îți vei găsi scuze după scuze. Aceasta nu e luptă spirituală. Înseamnă că ai abandonat de mult. Trebuie să ne concentrăm pe rădăcină, nu pe rod. Noi uneori luptăm pe efecte. Ne luptăm că ne-au venit nu știu ce. Și rezolvăm efectele la unui păcat. Dar nu mergem niciodată la rădăcină. Să zicem, asta e problema. Asta e problema. Ce să facem? Aș avea câteva gânduri practice. Nu există pastilă, dar există o strategie. Putem face ceva, pentru că ne învață Scriptura, ne învață Duhul lui Dumnezeu, ne învață Apostolul din experiența lui. Primul gând pe care l-am practic, asigură-te că ai perspectiva corectă asupra luptei spirituale.
Da, asigură-te că ai perspectiva corectă. Da? Să înțelegi că lupta aceasta nu este doar la nivel orizontal, nu este doar între tine și ceva. E o chestiune mult mai serioasă, are de-a face cu Dumnezeul tău sfânt. Da? Când păcătuiești împotriva lui Dumnezeu, ai încă acest sentiment de păcătoșenie sau nu-l mai ai? De aici pornim. Da. Dacă nu înțelegi că ceea ce faci tu întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu avem cu cine vorbi. Nu vei putea face nimic. Ai nevoie de această perspectivă. Tu trebuie să-ți rezolvi gândirea cerească. Să te uiți de sus. Să înțelegi ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Încă o dată. Nu-i nimic. Facem o confirmare, ca la reformați. La câțiva ani, facem confirmarea. Ar fi trebuit biserica să se strângă, să vedem cine mai crede, cine mai este în credință, ce crezi despre cutare și cutare, că s-ar putea unii din vremea botezului, da? Să nu mai fi confirmat niciodată ești în credință. Ți se pare? Perspectiva corectă e primul gând. Asigură-te că o ai. Ești sau nu în ascultare? Uite, asta e perspectiva corectă. Tu mai ești în procesul ascultării? Ești în grafic sau nu mai ești? De mult. Cu viața ta. Ți-ai adus-o la verificat, la confirmat? Ești încă? Pentru că unele păcate pe care le faci s-ar putea să fie tocmai pentru că nu mai ești de mult în graficul Domnului și a vieții de credință. Al doilea lucru, uită-te la simptomele păcatului în viața ta. De exemplu, uită-te la obiceiurile tale. Anumite obiceiuri ale noastre arată subtil păcatele noastre. Tu nu le poți ascunde. Le pui sub forma obiceiurilor. Da, păi, toți fac așa sau mai mulți facem asta. Da, păi, ce e așa? Nu, e un obicei. S-ar putea să nu fie deja un obicei și să te autojustifici. Când te autojustifici, e simptom. Ești în păcat încă. Acolo ceva nu e în regulă în viața ta. Și vă mai dau un indiciu, un simptom. Să lași totul până în ultima clipă, adică să te duci cu anumite obiceiuri, lucruri, până la limită. Să vezi până unde poți merge și când e grav, hop, atunci te trezești și tu să faci ceva, să te pocăiești, să schimbi. Chiar acum chiar nu se poate. Da, chiar nu se poate. Iertați-mă că dau acest exemplu ca profesor. Am avut un caz de un student care a plagiat o dată, de două ori, la lucrările mele. L-am prins cu ajutorul internetului. Mulțumim Domnului pentru programe care ajută și spiritual, uitați. I-am atras atenția, i-am spus, l-am iertat. Și a doua oară face la fel. Nu știu de ce, că sunt un profesor mai aspru așa. I-am dat încă un har. Harul să mai dea o dată examenul. Ce credeți? Și a treia oară. Am găsit lucruri plagiate. Și le-am dovedit, le-am arătat. Ce a făcut băiatul ăsta? A întins până la maxim. M-a încercat să vadă chiar până unde pot merge, mă gândesc. Și n-a avut regrete. Știți, i-a părut rău că a fost prins.
Nu i-a părut rău că a plagiat, ci că a fost prins. Și îmi scrie cum să rezolvăm tehnic problema. Că mai are nu știu ce articol din cutare lege spune că el mai are dreptul la încă un examen. Nu i l-am dat acest drept. Că am citit și articolul și spune că dacă profesorul vrea. Profesorul n-a vrut. De ce? Ați văzut? Există un joc cu păcatul pe care îl faci și tu. Și întinzi coarda, te duci până la limită. Ăsta e un simptom că mortificarea încă nu lucrează în viața ta. Am al treilea gând practic. Conștientizează-ți starea într-un mod realist. Nu triumfalist, nici pesimist, ci realist. Conștientizează-ți starea. Mă refer aici la vinovăția ta. Chiar crezi că ești vinovat? Știi? Înțelegi asta? Apoi, vă dau un alt exemplu. Ești conștient de pericolul pe care îl are păcatul acela în viața ta? Că poate, știți, pericolele cele mai mari unde stau? În relații. Un păcățel, un păcat așa în viața ta distruge relația cu Dumnezeu, dar poate distruge și relația cu cei dragi ai tăi și cu biserica. De aceea Pavel, vedeți, când dă sfaturile acestea în Coloseni 3, se referă la adunare, la comunitate. Măi, voi, zice, voi împreună, da, gândiți-vă, îngăduiți-vă unii pe alții, da, iertați-vă, îmbrăcați-vă cu dragostea, pacea să locuiască între voi, cuvântul să locuiască în beșug, între voi. Ei, păcatele care sunt pomenite aici, apropo, mânia, vrăjmășia, răutatea, clevetirea, vorbele rușinoase, lista aceasta, se referă la păcate între frați. De credință. Nu e vorba de relații cu ceilalți. Astea sunt aici, între noi. Tu vezi pericolul. Asta trebuie să înțelegi. Pierderile vor fi foarte mari la nivelul relațiilor. Am întâlnit și aici oameni care au suferit foarte, foarte mult. Îmi amintesc de un bărbat tânăr care a venit la mine. Își iubea foarte mult soția și copilul. Dar era dominat de pornografie. Și a venit să plângă și să-mi spună, să-mi ceară ajutor, cum să-și salveze familia, pentru că așa de mult o iubește familia, dar nu se poate lăsa de acest păcat. Și am spus, nu te cred. Dacă ți-ai iubit așa de mult soția, n-ai înșela-o nici măcar cu privirea pofticeasă, zi de zi. Dacă ți-ai iubit așa de mult copilul, da, ai înțelege că ce faci tu îl va afecta pe el mai devreme sau mai târziu. Gândește-te, am spus numai, să afle copilul tău, când va crește mare, va fi adolescent, ce ai făcut tu când erai tată tânăr? Și îți permiteai orice. Efectele vor fi pe termen lung. Nu te amăgi că nu se va ști. Poate Dumnezeu e bun și acoperă anumite lucruri, dar dacă nu ești conștient de starea în care ești, de vinovăția ta, de pericolul tău, de răul pe care îl faci, de faptul că întristezi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Duhul nu mai poate lucra în tine, nu te amăgi că vei birui acel păcat. Și mai am un gând practic. Fă-ți o strategie de luptă contra păcatului. Fă-ți o strategie de luptă. Ei, și iată, venim la ceva clar. Și strategia, știți cum e, strategia se referă la planul mare. Tactica se referă la planurile mici, care se subordonează strategiei. E ca în armată. Ai o strategie pentru război. Dar apoi vine tactica, cum duci strategia la capăt, da? să aibă succes. Tot așa este și în viața de credință, cumva. Adică, care-i strategia? Să pornești cu convingerile mari,
să-ți clarifici întâi convingerile mari. Tu trăiești într-un anumit păcat, ai o anumită slăbiciune, faci greșeală după greșeală pentru că n-ai convingeri puternice. Nu știi ce înseamnă legea Domnului. Nu știi ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu. Nu știi ce înseamnă că Iisus Hristos a biruit păcatul. De aceea nu lupți, de aceea nu ai biruință. Ai probleme cu doctrina. Hai să o punem direct. Nu, dacă nu ai strategia clară, cum spune Pavel, gândiți-vă la lucrurile de sus. N-ai înțeles că tu ai înviat împreună cu Hristos, ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De aici pornim. Păcatul acela, adică a fost învins deja de Hristos. A fost deja învins. Tu trebuie doar să crezi în Hristos și în puterea Lui. Acel păcat să fie învins și în viața ta. Tu nu vei putea. Tu ai început cu tactică. N-ai avut nicio strategie. După ce ai cadrul mare, convingerile mari, apoi vii la particularități. Și atunci știi ce trebuie să faci? Să te duci strategic, du-te la sursa păcatului. Mereu am învățat asta în tinerețe, mi-amintesc foarte bine. Du-te la sursa păcatului, de unde a început totul. Și vei vedea că unele chestii de păcat, obiceiuri, au început în liceu. Că au început cu prietenii. Că au început în familie. Tu te la sursă și vezi ce s-a întâmplat. Cineva te-a dominat, te-a controlat, te-a influențat. Caută sursele principale a păcatului. Poate a fost o carte greșită pe care ai citit-o. Poate a fost o predică. Nu. Te-a derutat mai mult. Ei, am auzit și am știu astfel de situații, din păcate. De aceea, fii realist. Da? Du-te la sursă. Apoi, să nu fii un triumfalist. Adică, evită optimismul ăsta exagerat, să te bucuri prea devreme, să nu te declari prea repede biruitor. Nu te flata până n-o face Dumnezeu. Da, eu am reușit. Eu nu prea cred în ăștia așa. Dacă mi-l pui pe Dumnezeu în față și îmi spui, fraților, a fost o luptă cum n-am mai avut, dar puterea lui Dumnezeu a fost cu mine și încep să te cred. A fost o luptă. Orice păcat de acest gen din noi, frați și surori, nu va fi stârpit, nu va pleca cu puterea Lui fără luptă serioasă, fără angajament, fără sacrificii, fără disciplină. Va trebui să renunți la multe. Uite, eu nu prea am auzit așa, mă gândeam la lucrători mari sau cunoscuți de-ai mei, care să-mi spună, măi, mă retrag pentru câteva luni de zile, să biruiesc un păcat în viața mea. Tot sus arată și eu, nu? Arăt impecabil. Dar eu deja mi-am pus deoparte câteva luni, câteva săptămâni vara asta. Mă scuz eu. Dar să știți că și posturile, când mai stau în post așa, nu am o anumită motivație decât că în viața mea văd o slăbiciune, ceva, trebuie să biruiesc, trebuie să lupt acolo. Post și rugăciune, cuvânt, retragere, meditație, cere ajutorul altora, dacă e cazul. Și ultimul gând pe care l-am, nu uita că mortificarea o face Duhul Sfânt în tine. În final, Duhul Sfânt face lucrarea de sfințire în tine. Mortificarea înseamnă și sfințirea. Prin Duhul faceți să moară aceste fapte ale firii, spune Pavel. Și iată cum. Eu cred că Duhul Sfânt convinge inima de vinovăție. Apoi Duhul Sfânt pune în noi dorința de eliberare. Apoi Duhul lui Dumnezeu aduce puterea învierii lui Hristos în noi.
Nu știu să vă explic în detalii ce înseamnă asta, dar știu că este o putere în plus pe care o primești la nivelul voinței. Și știi că nu ești singur. Cred că Duhul lui Dumnezeu toarnă harul ca putere transformatoare în noi. E ceva suplimentar, e ceva tainic aproape, e ceva ce nu trebuie explicat. Nu neapărat trebuie explicat, ci doar trăit. Cele mai frumoase experiențe cu Dumnezeu nu sunt explicabile, ci doar îți produc uimire. Te uimești, atâta tot. Nici nu e nevoie să explici tot. Și apropo, nu vă trebuie neapărat să vă lăudați cu anumite biruințe în viața voastră. Faceți turnee prin țară cu asta. Și cu o trupă lângă voi. Nu, nu, nu. Asta este o lucrare pe care o face Dumnezeu în tine. E a ta. Da? În momentul în care o desfășori așa pentru alții și vei fi tu în centru. Nu Dumnezeu. Dumnezeu nu e glorificat prin așa ceva. Și mai ceva important aici, că Duhul lui Dumnezeu mijlocește cu suspine negreite pentru noi. De aceea lupta grea nu o duci tu, ci o duce Duhul lui Dumnezeu. Romani 8, 26-27. Nu ești singur. Mortificarea e un proces de slăbire a păcatului, de biruință. Durează, dar merită. Aceasta ne pregătește pentru cer. Și cum spunea un puritan, cerul trebuie să fie în noi înainte ca noi să fim în cer. Poți să aduci atâtea frumuseți, biruințe, uimiri în viața ta înainte de a ajunge acolo. Pentru că toți vom ajunge. Până atunci avem de luptat. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și să consemnăm cât mai multe biruințe viața noastră. Și ajutați-vă unii pe alții. Dacă vedeți că unii nu pot și ar dori, întindeți-vă mâna. Fă-te partener în această luptă spirituală. Pentru cei care nu pot singuri. E foarte important asta. Soțul, soția, biserica. E prea important totul ca să o facem singuri. Dar avem un Dumnezeu care ne-a pus la dispoziție toată armura. De aceea Lui să fie toată slava. Pentru lupta aceasta, biruințele. Pentru faptul că încă ne dă semnele harului în noi. Amin.